Duminica 21 august 2016 mă aflu în localitatea Joița, la sediul Holomodromului Internațional Romania Racing Pigeons, la etapa semifinală. De câteva minute porumbei au sosit. Pe efervescență maximă aici, emoții multe au trecut pentru că se cunosc deja câștigătorii. Stau de vorbă cu domnul Florin Degeanu, unul dintre coproprietarii Columbodromului. Vă salutăm, domnul Degeanu. Și eu vă salut și salut pe această cale toți participanții care n-au putut participa la această semifinală. Frumoasă semifinală, să știți. Da, foarte grea. Era de așteptat să fie grea. Vremea totuși destul de caldă. Vremea bună, dar ultimii 2 ani toate etapele, toate semifinalele au fost grele și cât o zbura pe ruta asta va fi foarte grea. Porumbei au avut și puțin vânt în spate, puțin lateral. Au sosit, să zic, un 40% din porumbei. E bine. Nu știu cine e locul 3, nu mai aduc aminte în momentul de față. Dar au venit câte 2, câte 3, câte 2 porumbei. Încep să adune câte unul, câte unul. E bine. Săptămâna viitoare să fie o etapă bună, care va fi chiar mai grea ca asta. Unde aveți finala, la? La Topa, la Tarna Mare, 450 de km. Deci azi ați avut Topa Mică, 330. 330 și 450 săptămâna viitoare, o etapă cu un ogol, de 50 de km, care e ceva de genul 500 de km, care trebuie să intre între munți și lumea care participă la Columbodromul nostru știe unde vine, știe ce poate să întâmpla. Porumbei vin foarte bine la etapele de 120 scurte. Când sare munții, deja atunci acolo se schimbă lucrurile, da, într-adevăr. Porumbeii muzi nu intră. Săptămâna trecută am făcut o etapă puțin mai reușită. De ce spuneți că și asta e reușită? Că sosirile sunt bune. A fost puțin mai reușită. Timpul a fost bun la locul de lansare, pur ceața nu s-a ridicat. Se pare că în unele porțiuni a fost întunecat și porumbeii n-au intrat pe munte și au sosit doar porumbeii care au avut curajul să intre. Într-adevăr. Și s-a complicat că am avut 300 de porumbei din 620 ceva, parcă în prima zi sosiți. Au mai venit până la 420 și îmbarcați, plus 7-8 care sunt răniți de uliș. Acum sperăm să meargă totul bine, porumbei de valoare, din ce în ce etapele vin mai grele, mai grele și într-adevăr să pierd și rămân numai porumbei foarte puternici. Porumbei vin câte unul, câte doi, câte unul, nu vin grămadă ca la început, lumea să speră, le place că vin porumbei bine, că nu știu ce, dar la un moment dat se schimbă, totul se schimbă în 2 săptămâni, totul se schimbă și se triază imediat la jumate, la un sfert, exact. Imediat la finală, pentru că porumbei toți care arată foarte bine, arată și acum, au venit obosiți, dar rar că ăsta e concursul care se zboară pe munte și zburăm noi. Veți avea o săptămână de foc înainte de final, pentru că știu că sunteți o persoană care își dorește să pregătească foarte bine porumbei. Porumbei pregătim, i-am pregătit și săptămâna asta, n-aveau probleme cu căile respiratorii. Săptămâna asta va intra 2 zile iar după ce vin pentru căi respiratorii, care la săptămână ei încep să dea semne că se îmbolnăvesc unii dintre ei care au imunitate mai mică, dar băieții care au fost la îmbarcare au văzut calitatea porumbei, numai că nu toată lumea are porumbei, asta e. Anul ăsta avem, am și eu, anul trecut am avut, anul ăsta nu mai am. Da. Nu mi-a venit pe nicăieri nimic. Da, sunt ani și ani, într-adevăr. Sunt ani și ani, facem niște perechi bune, rezistă la Columbodrom, trebuie să găsim porumbeii care se adaptează pe un genul de Columbodrom. Vorbeam și cu băieții de la Vâlcea, au avut și ei o etapă foarte grea, mai devreme, care n-au adunat niciun sfert din porumbei până la ora asta. Deci, Columbodromele din România sunt diferite cu cele din Spania, Portugalia, unde clima e dimineață, deja era foarte răcoare, foarte frig aici. Ruta noastră pleacă de la frig. Deja am vorbit cu Claudiu Coldea de la Cluj, care a fost delegat la etapa asta și mi-a spus că dimineața a fost la 7, era foarte frig. Da, într-adevăr. Și porumbeii nu, asta este. Asta și e aici ajung în jurul Bucureștiului la 30 de grade. Da, sau? Și aici pleacă de la frig de acolo cu geaca pe el și pe timp trebuie să dezbrace. Să ajungă că aici e cald. Și da. Dar aici și intervin problemele de respiratorii. Intră până condens, până frig, cald și cam diferență mare de temperatură, da, într-adevăr. Da, da. Participanții prezenți astăzi la semifinal, văd că sunt foarte mulțumiți. Unii dintre ei, normal. Așa trebuie să întâmple, așa e peste tot. Ceilalți unii te înjură, unii sunt bucuroși, unii te laudă, alții, dacă nu le vine, zic una și alta. Astea sunt, n-avem ce să facem. Mergem cu aia care sunt, unii pleacă, vin alții, noi la anul
ca să se încerce norocul. Într-adevăr. Deci nu toți putem să câștigăm, ca și în campionat. Un an, doi merge bine, orice campion, 2-3 ani decade, vine iar alții 2-3. Cam asta e, lume nouă la Columbodrom, ce vin oameni noi cu pretenții, cu alte investiții și la unii le vin. Într-adevăr. Un an greu totuși, nu, dar frumos. Cu o săptămână înainte de final, ce puteți spune despre ediția asta? A fost dificilă? Numericul? Ați reușit? I-ați ținut în... Le-am ținut bine, am ținut bine, am avut probleme, multe probleme cu răpitoarele, foarte multe, chiar săptămânal, zi de zi, ne-au atacat porumbeii, mereu am zis zi de zi cât un porumbel, doi. Pe urmă au venit antrenamentele, a mers foarte bine, am avut probleme cu sistemul nou care l-am luat, a ieșit ceva aiurea și momentul de față, de-abia încă programul a fost băgat aiurea în calculator, dar... Da, știu că faceți eforturi ca să intre totul normal și... Totul merge normal, nu prea se mămurează o îmbarcarea, dar acum e ok, transmite bine, în schimb la început nu transmitea, e vorba de rețea. Da. Și restul acum e bine. Oricum am văzut că an de an vă îmbunătățiți din punct de vedere tehnic, să zic așa. Toate... Eu am vrut să fac și eu ceva mai bun. Am vrut să fac ceva mai bun și... A ieșit, eu zic că s-a ieșit. Mai greu, a ieșit mai greu, dar da, la început am zis că iau un sistem nou, sistemul de anul trecut nu transmitea live, lumea vrea să vadă live, exact. Nu vrea să aștepte să pune la 4 după masa sosirile și am încercat să facem ceva mai bun. Nu a ieșit. Din prima. Ușor, ușor, da, ușor, ușor, am început să-l dăm pe brazdă. Sperăm că la anul să învățăm sistemul, să-l punem bine la punct și să începem cu brio de la început, să nu mai întâmple problema. Acum îl cunosc, știu despre ce e vorba. Aveam ceasul, merge pentru un SIM SMS-ul, care trimite niște SMS-uri, eram lăsat undeva mai jos și n-avea rețea de internet. Acum l-am suit undeva mai sus și ușor, ușor i-am dat de cap. Acum a fost bine, a transmis bine. Da, exact, super, fără acum sincope. Acum așteptăm. Porul meu, uitați, vedeți și dumneavoastră, vin câte, în continuu, doi, da. Câte unu, câte doi. Săptămâna trecută am avut o etapă foarte grea, mult mai grea ca asta, da. Un numeric aproape dublu ca ăsta, care porumbeii s-au înșirat toată ziua până s-a întunecat afară și a doua zi la fel. Acum... Asta se pare că se strâng mai repede, mai bine. Da, se strâng mai repede, porumbeii au fost bine și săptămâna trecută, dar primul salt întotdeauna peste munte e un șoc pentru porumbei. Așa este. Am pierdut 180 de porumbei, ceva de genul ăsta, un 70-80 se pierdea oricum. Cât de bine făceam etapa, primul salt peste munte, deci 70-80 s-a pierdut. Deci am pierdut cam 100 de porumbei peste cât trebuia să pierdem. Așa este. Dar, până la urmă, se pare că unii dintre ei au avut din 5 porumbei angajați, 5 porumbei angajați, din 6-6, din 7-5 și așa mai departe. Porumbeii buni, până la urmă, rezistă. Exact. În general, porumbeii din străinătate nu prea se acomodează la genul ăsta de bulele, cum le spunem noi. Da. Nu prea se acomodează, nu prea e în ziua lor, ei nu prea sunt să le dai drum pe ceață, pe timp urât. Pare că porumbeii noștri de aici se acomodează, mai ales că mulți crescători sunt în zonă. Și zboară pe ruta asta de... Nu neapărat că zboară pe ruta, n-are nicio treabă. Ruta de zbor, Petre la Rișel a luat locul 2 acum, din Germania, care nu zboară pe ruta asta. Fiecare cum îi se acomodează porumbeii. Porumbeii mai de talie, mai micuță, nu porumbeii masiv la genul ăsta de etape, deja au zburat 5 ore și nu știu cât, deja la 320, că le-am dat drumul cu 10 km mai în față. Da. Deci au zburat peste 5 ore, gândiți-vă că nu e simplu pentru un pui și săptămâna viitoare poate să ducă la 7, la 8 ore. Într-adevăr, așteptarea va fi și mai mare, dar și mai plăcută. Da, cred că campionatul s-a schimbat după etapa asta, că e să face calcul pe timpul de zbor și într-adevăr s-a schimbat cu siguranță, alți porumbeii. O să iasă o nebunie. E mai palpitant așa, nu? Da, poate să câștige ca și anul trecut un porumbel să vină în spate, să vină cu o jumătate de oră, 40 de minute, nu se știe. Exact, și anul trecut finala a fost una dificilă. Foarte grea, tot timpul. Eu sper să fie mai bună anul ăsta, cât de cât. Sperăm asta să fie important. Asta este. Și experiența noastră crește de la an la an. Știu că sunteți un profesionist în pregătirea lor. De acum a venit 4 porumbei odată, ăia nu e de aici. Da. Deci porumbeii depinde, finala tot timpul depinde de etapa asta. Dacă etapa asta este cât de cât de bună și mâine să adun porumbeii și să strâng, avem timp mai mare de recuperare. Exact. Anul trecut am avut o etapă, am îmbarcat duminica pentru lunea. Mulți porumbei au venit marți. Porumbeii trebuie să îmbarcăm sâmbătă și de aici trebuie să fac complicat. Două zile lipsă, un porumbel care s-a stat bine mai fizic și nu s-a aruncat la semifinală, într-adevăr, au dat dovadă că a avut putere mai mare și a venit. Acum, vedem. Într-adevăr. Domnul Degeanu, vă mulțumesc foarte mult pentru amabilitate, vă felicit pentru efortul făcut și în 2016 la pregătirea porumbeilor.
Până acum mie mi-a plăcut sincer ce am văzut la colmodromul noastră și ca sosiri și ca pregătire și cum se întorc porumbeii din punct de vedere fizic și sunt convins că și etapa finală va fi una reușită. Sperăm. Și edițiile următoare în continuare. Sperăm. Vor urma. Cu stimă, toate cele bune. Numai bine. Sănătate.